Deci, astăzi am să vă povestesc ceva ce real cream că am uitat, dar jurnalul mi-a adus aminte, și anume cum am învățat eu să not acum foarte, foarte mult timp. Mai exact, cred că eram la grădiniță pe atunci. Fiți atenți, țin minte că era o vară destul de rece, undeva pe la început de iunie, pe când profesorul de not, a.k.a. Nea Grecu, și-a început faimoasele ore în spate, la Casa Științei, unde e piscina aia de care v-am tot povestit eu în episodul cu vacanța de vară. Lecțiile începeau la ora 7 dimineața și țineau până după masa, când începeau deja să se strângă oamenii la plajă. Ei bine, această ființă enormă, geamă cu tipul ăsta, venea în toiul dimineții, având la el doar o pălărie din aia de mers la pește pe cap, două undițe, una mai lungă și subțire, iar alta mai scurtă și groasă, un slip mulat și foarte, dar foarte multă cremă de soare, în care se îmbăia înainte să intre în apă. După ce striga prezența să vadă ce copii au supraviețuit la ora anterioară și care s-au înnecat la cursurile lui brutale, începea să ne facă instructajul ca în armată, să ne spune să ne dăm și noi cu cremă de soare, cu toate că mai era un pic și ninja acolo, să ne punem căștile de not, adică niște chestii din astea de latex care te cipeau ca naiba dacă încercai să le dai jos, să fim tot timpul atenți la el, dar și la colegi, în caz că dispare brusc vreunul, și să nu ne mai plângem de frică, niciun bărbat nu face asta, bla bla bla. Și după tot instructajul ăsta luat direct de la spartani, ne punea să intrăm în apă. Vai, deci nu vă închipuiți cât de rece putea să fie apa aia, adică nu vă imaginați că era o vară din aia toridă în care apa din piscină cumva dădea în clocot, sau apa ajungea în bazin prin niște conducte care stăteau ca șopârlele la bec. Nu, frate, efectiv, după ce că era frig afară, de v-am zis, mai era un pic și ninja, era și 7 dimineața și mai eram și goi, doar într-un slip amărât, în apa aia bocnă, încercând să ținem cu dinții care clănțăneau de viețile noastre. După ce intram noi în bazinul mic, așa puțin, vreo 15 minute full de încercări eșuate, de ținut de bară și de dat din picioare, în speranța că învățăm să notăm și bonus de mai și călim, ne scotea afară din apă în vântul lui Dumnezeu, un vânt din atăios, bun doar pentru Jon Snow, să dăm așa zisele ture de înviorare. Adică să fugim în jurul bazinului ca să ne obișnuim cu temperatura de afară. În primul rând că era destul de riscant să fugi în jurul bazinului ăla, pentru că odată, na, era alunecos și era de ajuns să alunece unul dintre noi, ca după tot să ne împiedicăm de el și să picăm ca popicele. Asta odată, și doi, marginea bazinului era super veche, că asta se întâmpla cu mult înainte să renoveze piscina, și era plin de pietre mici și ascuțite, ce real puteau să-ți facă super răni în picior, de le țineai minte toată viața, dar în fine, astea erau lucrurile ce se întâmplau în bazinul mic. Da, știu, cum adică bazinul mic? Există și un bazin mare? Da, da, există, și acolo ajungeau doar cei care treceau de la levelul de brotăcei, apoi bețivani, și ajungeau la rangul de înotător. Adică aia care aveau o oarecare vechime la orele domnului Grec. Rangul de brotăcer îl aveai când încă te țineai de bară și dădeai din picioare așa, în gol. Rangul de bețivan era pentru aia care se plimbau deja prin apă cu o sticlă plină cu aer sub ei, iar înotătorii erau aia care puteau să înoate liber fără să se țină nici măcar de undița profului. Cei mai mari aveau și porecle de campion care, după mine, dacă e să mă întrebați, proful ăsta le dădea mai mult din simplul motiv că nu ne ținea minte numele. Dacă sunteți curioși care e porecla pe care mi-a dat-o mie, ei bine, Greucean. Nu întrebați de ce, nu am niciun habar și real nici el nu cred că avea vreun habar de ce le punea așa. Mai ales după ce am observat că pe o fată de acolo tot striga Hercule, adică na. Bun, după ce trecea o oră, două, pe la bazinul ăla cu apă mică, venea marele moment în care nenea ăsta își lua unițele la el și ne punea să mergem la piscina mare. Are 2 metri jumate, la care, bă, real, toți făceam pe noi de frică la cât de mare era în comparație cu ce eram noi obișnuiți. Acolo domnul Grecu ne punea în fund pe margine, unde începeam cu toții să ne facem cruci, urla la noi să ne ținem bine de uniță și nu cumva să-i dăm drumul, iar când
ne așteptam cel mai puțin să zbiere din toți plămânii. Hop, 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 hop. Și ne trăgea în apă în speranța, cred eu, că de frică mai mult o să începem așa, natural, să notăm ca niște rațe. Acum, sincer vă spun, de la tot tratamentul ăsta prin care am trecut, nici de notat nu am învățat să not, nici să iubesc frigul dimineții, petrecute într-o apă, parcă ținută la frigider, și nici să sare pe trambulina aia imensă, nu am sărit. Țin minte că la final de curs, când el a venit să dea medaliile, că am absolvit și diplomele de campion, aveam ca probă marele salt de la trambulina cea mai înaltă de acolo. Și pe când toți colegii mei au decis să meargă și să se dea în spectacol acolo în fața părinților, eu am decis că e mai bine să mă retrag tiptil, tiptil. Am sărit gardul și dus am fost, dar cu medalia și diploma luate, ce-i drept. A, și cu o bomboană din aia mentolată de la farmacie, care funcționa ca un fel de premiu de consolare și era chiar bună dacă ți se umflaseră amigdalele în timpul cursurilor alea. Și bă, o concluzie mai mult așa, personală, din orele alea, clar, nu am învățat să not, dar am reușit să urăsc mai mult apa rece și am învățat că în viață pot să iau o diplomă pe ceva care, de fapt, să nu însemne absolut nimic. Și asta e nașpa, bonus, încă mi-e frică de undițe și de oameni grași care urlă hop, 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 hop. Băiatu, băiatu, dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrieți ori dacă vreți să vă spun cum am învățat eu să conduc și cum am luat examenul auto și încă din prima, acum vreo două versi, sau să vă povestesc teroarea prin care am trecut în a noua când a trebuit să dau corigența la fizică. Haide, spor la ales! Ta-da! Ce faci, mă?